Cum se împacă creștinul cu intelectul și cu, sau intelectul cu credința? În primul rând, poate ar trebui povestit puțin despre ideea asta de separare între intelect și credință. Mulți dintre credincioși, din păcate, au considerat că nu nu există o legătură între intelectualitate și credință, și mai mult decât atât am văzut creștini care renunță la intelect atunci când intră în biserică sau lași intelectul la ușă atunci când intră în biserică. Cred că e o nepotrivire, să zic așa, sau nu. Nu are sens să vorbești despre credință în afara intelectului sau să vorbești despre intelect fără credință. Nu cred că sunt două concepte care nu pot să conviețuiască împreună și ar fi important să poți să și înțelegi la nivel intelectual ce se întâmplă, nu doar să te bazezi pe ceea ce simți, cum facem mulți dintre noi. Din, din experiența mea personală și din experiența câtorva prieteni de-ai mei, uh, nu ar fi fost posibil ca noi să devenim creștini dacă nu am fi înțeles la nivel intelectual cum stau lucrurile despre Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu s-a revelat în timp și spațiu și poate fi cunoscut într-un mod logic și atunci e normal să poți să îți folosești și intelectul și să ai nevoie de intelect ca să poți să-L înțelegi pe Dumnezeu în toată splendoarea Lui. Nu cred că ar fi fost posibil pentru mine personal să devin creștin dacă nu aș fi înțeles modul în care Dumnezeu a gândit sau și-a imaginat toată povestea vis-a-vis -vis de om și mai mult decât atât relația dintre el și om. Deci, cu alte cuvinte, e nevoie de intelect, e nevoie de minte, e nevoie și de înțelegere când vine vorba despre creștinism. De aceea am văzut mulți oameni, cum spune și, și Scriptura la un moment dat, că sunt mulți care aud mesajul Evangheliei, îl îmbrățișează foarte repede și după vreme ajung să nu li se mai pare interesant sau să nu mai am niciun sens pentru ei. Cred că e important să și înțelegi ceea ce crezi și să dezvolți și convingești, pentru asta ai nevoie și de intelect. Nu e suficient doar să ai o uh, explozie de moment sentimentală sau să ai senzația că l-ai descoperit pe Dumnezeu și a doua zi să uiți despre toată povestea asta pentru că nu mai ai acela simțământ vis-a-vis -vis de ceea ce e Dumnezeu. De aceea cred că intelectul și mintea e importantă sau cel puțin la fel de importantă ca și simțămintele noastre.